Misiunea preotului Eugen Răchitanu, responsabil al conventului Sfântul Francisc de Assisi Roman, încetează în luna iunie acestui an. Acestuia îi va urma la conducerea Academiei Petru Tocănel, un alt cadru didactic universitar din cadrul Institutului Teologic Franciscan. Adevăr, suntem pe ultima sută de metri, mai avem până în vară, până la sfârșitul lui iunie, când eu termin și mandatul de responsabil al conventului Sfântul Francisc din Roman, de la Institutul Teologic. Însă tot atunci o să predau și mandatul de președinte unui alt confrate pe care îl trebuie să-l alegem. Trebuie să-l alegem pentru că în primul rând se vor propune nume, apoi vor fi aleși. Bine, unul dintre cei care vor fi numiți va fi ales ca și președinte. Preotul Eugen Răchitanu va prelua conducerea editurii Sita de Vita din Florența, proiect în care preotul romașcan este deja implicat de mai multă vreme. Încerc să fac voința lui Dumnezeu. Sper cu adevărat să ascult de superiorii mei și să continui o activitate pe care eu deja am început-o la Florența ca responsabil al casei editoriale Cita di Vita din Florența. Președintele în exercițiu al Academiei Petru Tocănel face parte din generația de preoți tineri și erudiți ai Institutului Teologic Franciscan Sfântul Francisc de Assisi. El este specialist în artă sacră și arhitectură religioasă, având un masterat în același domeniu obținut la Universitatea Europeană din Roma în 2011. Părintele Eugen Răchitanu este și doctor în teologie sacră, specialitatea iconografie. El predă la Institutul Franciscan din Roman și cursuri de filozofie.